Salut, sunt Ciprian Rusne de la Digital Cities în România și în acest clip vom despacheta împreună un mouse Bluetooth foarte frumos. Este vorba de Arc Mouse, care face parte din familia dispozitive Microsoft Surface. Așa cum se vede, cutia este foarte micuță și plăcută la vedere. Avem o poză a mouse-ului pe partea de sus, iar pe spate doar câteva informații în mai multe limbi străine. Haideți să deschidem cutia. Cutia deschide așa și imediat vedem mouse-ul. Acesta este unul foarte minimalist, discret și elegant. Pe partea de sus avem un singur buton, care e de fapt o mare suprafață tactilă. Cu ajutorul ei putem da clic stânga, clic dreapta, putem folosi rotița de scroll, care de fapt nu există ca o componentă fizică, și putem face tot soiul de gesturi pe suprafața ei, astfel încât să fie executate diverse comenzi în Windows. Acum, pe spate, în primul rând, avem această etichetă destul de enervantă aici, dar ea poate fi ascunsă foarte ușor dacă desfacem locul unde avem bateriile și cu ocazia asta vedem că bateriile sunt incluse deja în pachet și montate pe mouse, deci putem să-l folosim imediat. Putem ascunde așa această etichetă. Un pic. Bun. Aici se vede senzorul optic. Aici avem și butonul pentru împerecherea prin Bluetooth. Un moment. Așa. Acum în sfârșit a făcut click. Bun. Ca să pornim mouse-ul, tot ce trebuie să facem este gestul ăsta. Și cum am auzit acest click, gata, mouse-ul este pornit și poate fi împerecheat și utilizat cu orice sistem care are un chip Bluetooth. Ca să-l oprim, facem așa și putem să-l punem în buzunar să-l cărăm cu noi. Bun, hai să vedem și altceva mai în pachet. Dacă desfacem cutia mai departe, găsim un scurt manual vizual despre cum să folosim mouse-ul și cum să-l împerechem cu laptopul, să zicem. Mai avem aici niște informații legate de mai multe limbi străine și cam atât. Nu mai este nevoie de nimic altceva pentru a folosi acest mouse. Și, ca să facem o comparație rapidă, uitați prima versiune de Arc Mouse de acum câțiva ani. După cum se vede, noua versiune arată mult, mult mai plăcut și mai frumos. Acum, noi vom testa acest mouse și vom reveni cu o recenzie pe Digital Cities în România. Dacă aveți întrebări, lăsați un comentariu și vom răspunde în recenzia pe care o vom publica. Mulțumim, la revedere!